cum a observat și domnul Nicolae, toți copiii sunt extraordinari, nu poți să, aproape că nu l-ai putea să cui să-i dai. N-ai fi putut să îi departajezi și atunci am căutat să găsim aceste premii pentru fiecare copil. Și Mistru Ștefania este din Slatina, a putut părinții, nici nu prea știu ce face copila, au putut să vină cu ea și am dat premiul Antonie de San de Superi. Aș fi vrut să-i dau Micul Prinț, dar fiind fată, atunci am dat numele autorului. Și chiar mă doare că n-a putut să ajungă, ar fi fost bine să fie în sală, să o cunoască și ea să cunoască copiii din țară, copii care au aceleași preocupări. Asta primul să iei cu eu venit acasă și... Sunt copii foarte talentați, dar din păcate ne băgați în seamă de părinți sau de vecini și prieteni s-au cunoscut ca să-i stimuleze puțin. Noi am și publicat, o să public lucrările voastre așa pe ușor, ușor. Avramescu Andreea, draga mea, ai primit premiul Marin Predac. Sfârșitul durerii. S-a intitulat lucrarea pe care am avut-o. Foarte bună. Costin Mara Adriana, de la școala gimnazială 119, la școala gimnazială 119, există un centru foarte de literatură, există o doamnă care se ocupă de acești tineri și o felicit și anunț acum că nu știu dacă le-am completat, dar am și câteva diplome pentru câțiva îndrumători. Costin Mara Adriana, am numit-o? Ok. Socol Maria este o fetiță de la Șăulia, a luat premiul 1, este un copil extraordinar de bun. De ea și de sora ei, care mi se pare că la marile premiu se ocupă o bunică extraordinară, foarte talentate fetițele și iată slavă Domnului care cine se ocupa de ele, premiul 1. Bărnescu Alexia, școala gimnazială numărul 19, Tărâm Poveștilor, premiul 3. Stanislav Mădălina Ioana, Doamne, atâta de mititică ești, tu ești? Nu cred. Fiți atenți ce text are domnișorica. Camera 52, premiul 2. A fost luptă la baionetă, vă zic. Merita să fiu filmat sau urmăriți de o vrăbiuță. Barbuza Maria Otilia, de la urmăriți pe tablou de toamnă. Premiul 2. E de la școala gimnazială 119, profesora se numește, sper să nu o votez, Adriana... Sam. Adriana Sam. Mă rog că există pe lume. Sărlan Cristina Elena, ilustratorul gândurilor nespuse, băi frate, ce teorie ai făcut-o acolo. Continuă așa că faci bine. Patricia Fox, mărțișor, ia uite că apare mărțișor, o venim mai târziu. Corola de minune a primăverii. Mențiune specială. Matei Maria Cristina, oglinda sufletului. Mențiune. Dar să perseverezi. Clasele 9-12.
Eu sper să nu mă repet. Am terminat. Maxim Luiza. Viața unui brăduț, mențiune specială, clasele 9-12, mai avem? Da? Asta? Ce sunt astea? Teodora Vescan? Da? Teodora Vescan, creatura din abis. Extraordinar de bună lucrare. Premiu Emil Cioran. Dacă vă spune ceva asta, atunci e bine. Felicitări! Popescu, faceți-i poză! Ionescule, păi și eu poză, uite ce frumoasă e! Și cu diplomă, și deșteaptă, unde mai vezi? Popescu Briana, apusul de vânzare, de la Medjidia. Doamnă, de la Medjidia, copiii unde sunt? Doamne, extraordinar! Doamna, anul ăsta v-ați pregătit maxim. Copii, vă felicit! Păi, a luat premiul 1, doamna, da? La școală, acolo nu știu ce face, dar foarte bun textul. Dumitru Radu Cristian. Savuli. Savuli Teodor. Avem așa, Savuli. Nu o să știu niciodată dacă fata asta e Savuli sau cealaltă care a fost. Savuli Teodor are poveste cu cea e premiul 1, dar nu știu cine este. Radu, și să-l anunț pe Radu Cristian, a spus? Da, este elevul meu, clasa 9, deci o lucrare despre... În largumării emoțiilor, premiul 2. Da, bine, vă mulțumim, doamna profesor. Dă-i trebuie, măi. Săcule, dă-i și... Dă-i. Nu contează. Iniți așa și așteaptă la sfârșit. Dumitru Radu Cristian, deci. Are la primul doi are. Mai rezolvăm imediat după ce anunț. Mădălina Aldescu. Nebuna, are premiul 2. O lucrare foarte interesantă. Cred că este cumva de la Cluna Foca. Sperăm să vină domnul Buțoi sau care este pe acolo să le dau. Sau da, le trimit tot eu prin poștă, ne descurcăm. Coluna Alexandra, liceu teoretic, nu știu de unde. Premiul 3. Pentru că au fost niște lipsuri, vă vorbesc imediat despre ele. Premiul 3. Deaconul Alexandra. Alexandra, cred că astăzi a avut examen. Că aici scrie clasa 12-a. Mențiune. Marinus Sabina Gabriela, mențiune. Și aveam la epigramă un tânăr foarte drăzneț, a terminat premiile. Dacă mai e cineva în sală care știa care e premiul și poate l-am uitat să mă anunțe, avem un premiu la epigramă. Îmi pare rău că acest domnișor nu este în sală, se numește Zăvoianu. Hai încoace! Ai întârziat? Păi aveai un premiu și la nu știu ce. Știu ceva la un desen. Atunci aștept la urmă pentru desen, dar stai aici lângă mine. Că m-am bătut cu lumea pentru tine. Cum te cheamă? Zăvoianu. Zăvoianu cu ea. Zăvoianu scrie epigram. Eu astăzi mi-am dorit foarte mult pentru el, pentru că este singurul și trebuia să-i dau lui premiul întâi, premiul toate premiile. Trebuia să îi mâneze premiul domnul Bebe Răvescu, o parte dintre dumneavoastră de aici îl cunoașteți, mare epigramist, jurnalist cu ștate vechi, dar este bolnav și nu poate ajunge, i-a trimis o carte și i-am spus așa, dacă el va persevera, va ajunge mai mare.
mare decât Beberăvescu și Beberăvescu este mare. Ține minte, aici, asta e aici, lângă mine. A scris o epigramă care l-a deranjat foarte tare pe criticul meu literar, președintele jurului de la literatură, dar pe mine m-a bucurat foarte tare și o să vă citesc aici pentru că este de actualitate. Știi să spui tu? Da. Hai, aici. La microfon. La final de pandemie, pe când masca a fost dusă, în loc să ieșim în lume, ne apucăm să învățăm rusă. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Știu că v-ați copsiu, că curg apele de după dumneavoastră. Vă mulțumesc doamnelor profesoare și domnilor și mămici și tătici că a fost acolo un comentariu. Cu nelămurirea ce o avem venit aici la Avian ca să vă rezolve problema. Vă aștept și la anul. Îmi cer iertare pentru întârziere. Mi-aș fi dorit foarte mult ca vremile astea să fie fost înaintea de sfârșit de an, pentru că mulți copii poate se puteau bucura să meargă acolo, că presupun că fiind bun aici, sunt bun și la școală și poate lua o premie acolo. Există cineva în sală care dorește să spună ceva? Să vă spun eu atunci. Stai acolo, Iulia. Mersi frumos. Să vă spun eu. Foarte multe lucrări, au fost foarte multe lucrări, au fost lucrări pe care a trebuit cu, deși subiectul a fost interesant și narațiunea și așa, a trebuit să le aruncăm, pentru că am avut critică literară foarte dură și nu admite, nu diacritică și nu știu ce. Acum trebuie să scrieți cu diacritică, dragii mei. Și când faceți lucrări, mai arătați-le și voi, lui mama, lui tata, la doamna profesoară și așa mai departe. Că nu, e foarte important să se mai uite cineva peste ce ai scris tu. Ai scris ceva, lasă textul acela acolo un pic la bitocit, mai revii asupra lui, ca ai să-l vezi din alt unghi și poate să-l faci și puțin mai bun. În rest, vă mulțumesc tuturor. Vacanță plăcută! Acum o să vă invit la dumneavoastră. Mulțumesc mult!